Era odată un papagal care era arbitru la o cursă de maraton. Sportivii s-au aliniat la linia de start și papagalul a anunțat începutul cursei. Primul sportiv ajunge la linia de sosire peste 4 ore. Și papagalul îi zice: "Bravo, ai câștigat!" Peste puțin timp ajunge și al doilea sportiv, la care papagalul îi zice: "Bravo, ai câștigat!" Peste ceva timp ajunge și al treilea sportiv, și la care papagalul zice: "Bravo, ai câștigat!" Și tot așa, la fiecare sportiv, papagalul le spunea una și același lucru: "Bravo, ai câștigat!" Ultimul sportiv ajunge peste câteva zile și papagalul îi zice: "Bravo, ai câștigat!" Sportivul nedumerit se apropie de papagal și zice: "Bă, tu ești nebun? Cum adică? Am ajuns ultimul și tu îmi zici că bravo, ai câștigat?" La care papagalul îi zice: "Fiecare om își are cursa vieții sale. Faptul că ai ajuns înseamnă că deja ai câștigat."